Cadrele Inspectoratului de Jandarmi Județean Neamț au sărbătorit Ziua Jandarmeriei Române, activitate la care au participat prefectul județului Neamț, Daniela Soroceanu, vicepreședintele Consiliului Județean Neamț, Iona Saftei, inspectorul șef al IPJ Neamț, comisar șef de poliție, Paul Tablan, inspectorul șef al ISU Petrodava Neamț, locotenent colonel Ciprian Mitrea și alți șefi sau comandanți ai instituțiilor colaboratoare. Cu această ocazie, cei prezenți au transmis gânduri bune din partea instituțiilor pe care le reprezintă. Astăzi, jandarmeria se află în fața unor noi provocări interne ce ne solicită atât potențialul individual, cât și capacitatea structurală de a pune în aplicare un plan modern de management care să asigure adaptarea la cerințele sociale tot mai diversificate și pe alocuri restrictive. Plecând de la experiența acumulată, dar și de la ideea că oamenii sunt bunul cel mai de preț al armei noastre, considerăm că putem contribui la fundamentarea premiselor unui proces de reconstrucție organizațională eficientă în raport cu nevoile actuale și de perspectivă ale societății românești. Cu ocazia aniversării Zilei Jandarmeriei Române, vă adresez dumneavoastră și celor dragi sincere urări de bine și spor în activitatea de zi cu zi. La mulți ani!